Iubirea adolescentină poate fi pătimașă. O minoră de 15 ani din comuna Ciprian Porumbescu era să moară chiar de mâna iubitului. Ea a fost la un pas să-și piardă viața după ce prietenul ei de 20 de ani a înjunghiat-o cu un cuțit în piept în apropierea inimii. Teribilă agresiune s-a petrecut chiar în locuința minorei. Tânărul a atacat-o în momentul în care aceasta i-a respins propunerea de a fugi în lume. Agresiunea s-a petrecut luni dimineață în jurul orei 5, conform cercetărilor. Suspectul, de etnie romă din satul Capul Codrului, comuna Păltinoasa, s-a deplasat în comuna Ciprian Porumbescu la locuința fetei cu care avea o relație. După discuții cu familia, acesta a rămas peste noapte. Dimineața a plănuit să fugă împreună cu fata, însă tânăra a refuzat, moment în care bărbatul a scos un cuțit, a înjunghiat-o și a fugit. Fata a fost preluată de urgență de o ambulanță și transportată la spitalul județean. Evaluării radiologice s-a constatat prezența unui hemotorax stâng care a necesitat drenaj pleural și internare în secția chirurgiei infantilă. În momentul de față, pe drenul toracic nu mai ajunge sânge, deci se pare că leziunea s-a stabilizat, iar copilul este în afara oricărui pericol. Cercetările au fost preluate de ofițerii de la Serviciul de Investigații Criminale al Poliției, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Victima a fost transportată la Spitalul Județean Suceava, iar în urma examinării medico-legale s-a constatat faptul că viața acesteia a fost pusă în pericol. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pe numele agresorului, acesta fiind reținut pentru tentativă la infracțiunea de omor, cercetările fiind continuate de către polițiștii judiciariști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale.